S-au împlinit 30 de ani de la plecarea în veșnicie a părintelui profesor Dumitru Stăniloae. Cu acest prilej au avut loc mai multe manifestări comemorative închinate celui mai mare teolog ortodox al veacului trecut. Părintele profesor Dumitru Stăniloae a fost pomenit în biserica din localitatea natală Vlădeni. Sfânta Liturghie și slujba de parastas au fost săvârșite de către înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Însuți, Doamne, fă dignă sufletelor adormiților robilor Tăi, preotul Dumitru, părintele nostru, prezbitera Maria, Maria Dumitru, Lidia, Irimie, Reveica, Monahia, Firostea, cu tot neamul cel adormit. În loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și toată greșeala făcută de ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, Dumnezeu, iartă-le lor. Cel mai mare teolog ortodox al secolului 20 a fost pomenit și în Biserica Sfânta Ecaterina din București, locul în care părintele profesor Dumitru Stăniloae a format generații întregi de teologi. Părintele Dumitru Stăniloae își doarme somnul de veci în cimitirul mănăstirii Cernica. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi a organizat duminică 9 octombrie un moment comemorativ la mormântul marelui teolog. Părinte și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinții, odihnește Hristoase, sufletele adormiților. Sfânta Cuvioasă Parascheva a adunat și în acest an, la Iași, sute de mii de pelerini. Manifestările din capitala Moldovei au cuprins slujbe de priveghere, procesiuni, liturghii, expoziții și simpozioane. O sinteză a acestor manifestări va pregătit-o pentru minutele următoare colegul nostru Corneliu Vlad Matache. Să urmărim! Peste 300.000 de pelerini au participat anul acesta la Iași la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul a început pe 7 octombrie cu așezarea Sfintelor Moaște spre închinare în baldachinul din fața Catedralei Mitropolitane. Vin de mulți ani la Sfânta, ca și voluntar, de când sunt studentă, și am păstrat tradiția. Nu am renunțat nici când m-am căsătorit, nici când acum că am copil. Sfânta mângâie și ajută foarte mult și mereu i-am simțit ajutorul. Mi-am dorit un copil, de aceea am venit anual aici și m-am rugat pentru a avea un copil. Și v-a ajutat. Sigur. Da. De fiecare dată așteptăm cu nerăbdare perioada aceasta să ajungem la Sfânta. De unde sunteți? Din Bacău. M-am rugat pentru la școală, toate lucrurile, activități ce fac eu pe afară și pentru familie, sănătate, da. Duminică 8 octombrie s-a desfășurat tradiționalul pelerinaj Calea Sfinților. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost purtate în procesiune pe traseul Catedrala Mitropolitană, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Cuza Vodă, Biserica Sfântul Sava, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, după care au revenit la Catedrala Mitropolitană. Ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în Sfântă și... Monah și monahii, clerici în veșminte albe și zeci de mii de credincioși, în frunte cu înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, au urmat rac la Sfintei Cuvioase Parascheva, purtând candele, flori și icoane. Alături de moaștele ocrotitoarei Moldovei, s-a aflat oraclă cu părticele din relicvele a 32 de sfinți și din brâul Maicii Domnului. Dumnezeu ești și ție slavă înălță, Tatălui și Fiului. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, mulțumire aducem Sfintei Parascheva pentru că ne-a îngăduit și nouă nevrednicilor să fim în această seară
alături de ea, dinpreună cu pelerinii veniți de aproape și veniți de departe, pentru a așeza pe mânuța Sfintei durerea lor, bucuria lor, oful lor, nădejdea lor. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Încă de pe vremea în care Mitropolia Moldovei și Bucovinei era păstorită de actualul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, s-a încetățenit tradiția aducerii la Iași, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, a unor moaște de sfinți din lumea ortodoxă pentru mângâierea credincioșilor și sporirea evlaviei. Anul acesta au fost aduse spre închinare de la Catedrala Mitropolitană din Alcalocrii, Creta, moaștele Sfântului Andrei Criteanul. O motivație în plus pentru aducerea relicvelor acestui sfânt a fost conferită de faptul că 2023 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul comemorativ al imnografilor și cântereților bisericești. Pelerinajul de la Iași a mai cuprins oficierea vecernilor, utrenilor, acatistelor, închinate sfinților Andrei Criteanul și Parascheva, slujbelor de priveghere, dar și manifestări cultural-religioase. Pe 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan a oficiat liturghia arhierească, pe care ați putut-o urmări în direct în cadrul ediției speciale a emisiunii Universul Credinței. Continuăm Universul Credinței cu un subiect care a produs consternare în întreaga lume. Este vorba despre masacrele comise de gruparea palestiniană Hamas împotriva populației izraeliene. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis prin intermediul biroului de presă al Patriarhiei un comunicat în care își exprimă adânca îngrijorare în legătură cu recrudescența războiului din Israel, soldat cu numeroase victime. Războiul, se menționează în comunicat, reprezintă în totalitate o catastrofă socială cu urmări incalculabile în planul suferinței omenești și al pierderii vieții unor persoane total nevinovate, o catastrofă umanitară. De aceea, prioritatea cea mai înaltă, mai ales în contextul tragic prin care trece acum o altă țară devastată de război, Ucraina, o reprezintă găsirea unor soluții diplomatice menite să oprească escaladarea violențelor și a crimelor amorsate în atacurile teroriste. Doamnelor și domnilor, în contextul izbucnirii războiului din Israel, Patriarhia Română s-a arătat preocupată de soarta numeroșilor cetățeni români aflați în pelerinaj la locurile sfinte. Într-un comunicat publicat pe site-ul Bazilica, se menționează că Patriarhia Română, încă de la declanșarea conflictului, a comunicat constant cu Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada României de la Tel Aviv în vederea repatrierii în regim special a pelerinilor români aflați în diverse orașe din Israel. Sediul reprezentanței Patriarhiei Române la locurile sfinte din Ierusalim și așezământul românesc din Ierihon au fost locuri de refugiu și sprijin pentru grupurile de pelerini care s-au adăpostit inclusiv în bisericile celor două așezăminte. Părintele Superior se află acum în legătură telefonică cu noi. Bună dimineața, Părinte Arhimandrit Teofil, vă mulțumim că ați acceptat invitația de a fi în această dimineață alături de noi la Universul Credinței. Bună dimineața, Doamne ajută, din Țara Sfântă. Care este situația, Părinte, situația actuală a pelerinilor români în Israel? După începerea conflictului nedorit cu care în zilele trecute Țara Sfântă s-a confruntat și care încă este în desfășurare, pelerinii români aflați în călătorii duhovnicești de rugăciune pe teritoriul Țării Sfinte au trebuit să se întoarcă cât mai grabnic acasă. În acest context a trebuit să fie evacuați, să fie repatriați prin intervenții speciale ale Ambasadei României, a Ministerului Afacerilor Externe, la care noi am colaborat și am reușit să se întoarcă în siguranță către țară. În primele zile ale conflictului, respectiv sâmbătă și duminica trecută, au fost repatriați în jur de 800-900 de pelerini, iar în zilele următoare încă 1000. Așadar, toate grupurile de pelerini care au fost surprinse de aceste evenimente nefericite în Țara Sfântă au reușit să se întoarcă în siguranță acasă. În momentul de față, toți
se află în familiile lor și probabil se roagă în continuare ca să se aștearnă din nou pacea peste Israel. Ce măsuri ați luat, Părinte Superior, în vederea ajutorării pelerinilor? Știu că au fost adăpostiți în cele două așezăminte și chiar, cum spuneam, în bisericile așezămintelor românești. Da, pentru că au sunat sirenele, ceea ce a fost un avertisment de adăpostire și mulți dintre ei au fost surprinși în timpul călătoriilor sau chiar erau în curtea așezămintelor noastre. I-am rugat și împreună cu toți am stat în interiorul bisericii sau în adăpostul special. Bisericile sunt zidite cu ziduri speciale mai groase pentru a proteja astfel de evenimente. În Ierusalim, de exemplu, au fost trase mai multe serii de rachete și au sunat în valuri aceste semnale sonore. Deci pelerinii au trebuit să stea în adăpost până când s-au stins sirenele și am primit confirmarea de la autorități că se poate circula în siguranță. Le-am oferit și ce am avut, pe lângă îmbărbătarea duhovnicească și cuvântul bun, hrană, apă, ceea ce aveau nevoie, încât să treacă aceste ore de spaimă și de teroare, pentru că ei nu se așteptau și nimeni nu se aștepta ca să se transforme așa brusc situația și din pacea cu care eram obișnuit și bucuria vizitării locurilor sfinte să devină o fugă și o teamă de acest conflict. Așadar, i-am ajutat cu tot ce am putut, i-am adăpostit în biserică, le-am oferit și hrană și apă. De asemenea, am ținut legătura cu toți ghizii pe care i-am cunoscut din grupurile de pelerini pentru a le facilita contactele necesare documentelor de călătorie și înscrierii lor pe listele de zbor, întrucât aceste avioane speciale de repatriere au fost trimise de către Ministerul Afacerilor Externe printr-un angajament special de a salva cetățenii români și am avut nevoie de această colaborare pentru a putea să-i găsim pe toți. Erau mulți dintre ei, de exemplu, grupurile răspândite, unii în Galileea, în zona de nord a Țării Sfinte, altele erau în zona Ierusalimului, a Betleemului, astfel încât cu toții se poată ajunge cu bine la aeroport și de acolo către casă. Părinte, cu siguranță a fost extrem de benefică pentru ei prezența Sfinției voastre acolo și a tuturor preoților care vă înconjoară. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Ne rugăm la Dumnezeu ca să reverse pacea în aceste zile atât de grele peste Țara Sfântă.